Miercuri, 15 persoane vârstnice din centrul Mironești au fost în excursie la București. Direcția pentru Protecția Copilului le-a oferit acestora un cadou de excepție de ziua lor și ocazia de a-și revedea locurile natale chiar și după 30 de ani. Din păcate, pentru doar 15 bătrâni din cei 41 de bătrâni aflați în centrul pentru persoane vârstnice de la Mironești au putut să facă această deplasare. Ei au fost bine primiți și au fost foarte încântați de ceea ce li s-a oferit în această excursie. Au fost pentru prima dată mulți dintre ei? A fost pentru prima dată pentru mulți dintre ei când au făcut această deplasare și au văzut Bucureștiul, iar alții după 20 de ani au revăzut locurile natale. Primul obiectiv, kilometrul zero al României, acolo unde se află Biserica Sfântul Gheorghe cel Nou, păstorită de părintele giurgiuvean Emil Cărămizaru. A fost o întâlnire emoționantă pentru că cei mai mulți dintre bătrâni au vizitat pentru prima oară mormântul Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu, mâna Sfântului Nicolae și icoana făcătoare de minuni a Sfintei Cuvioase Parascheva. S-au închinat cu smerenie adâncă la mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae și așa cum a făcut dintotdeauna biserica, a știut să îmbine activitatea spirituală și liturgică cu activitatea filantropică și considerăm că ne-am făcut și o surpriză plăcută pentru că fiecare dintre ei a primit câte un pachet cu alimente. Muzeul Grigore Antipa a fost cel de-al doilea obiectiv vizitat de vârstnicii de la Mironești, un loc plin de istorie și informații despre viețuitoarele planetei, accesul pentru beneficiari fiind gratuit prin bunăvoința conducerii muzeului. Înainte de a reveni la centrul de la Mironești, cei 15 bătrâni au servit masa la un restaurant din București, printr-o sponsorizare oferită de proprietarul localului. A fost o excursie de neuitat care și-a propus să diversifice activitățile de recreere și de socializare ale persoanelor găzduite la centrul Mironești. Astfel, vârstnicii de aici, deși nu au familii, simt bucuria faptului că nu sunt uitați.